Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu, în mod normal, urmăresc anumite site-uri pe un serviciu online unde iau site-ul sau feed-ul RSS și îl adaug în acel site. Dar câteodată sunt sătul de treaba asta, să pornesc navigatorul sau browserul, cum știe toată lumea, să pornesc navigatorul, să deschid site-ul și să urmăresc ce au mai publicat site-urile și blogurile pe care le urmăresc. Așa că am altă opțiune, să urmăresc aceste site-uri și bloguri sau canale de YouTube direct în calculator cu anumite programe. Unul dintre programe este NewsBoat. Am scris greșit. NewsBoat. Care este gata personalizat, doar mai trebuie să adaug feed-uri RSS. În acest feed, în acest program NewsBoat, am adăugat un feed de YouTube care se deschide imediat. Se deschide. S-a deschis direct în browser, ceea ce nu trebuia să se deschide în browser. Dar, în fine, îmi cer scuze, trebuia să se deschide în browser, da. Și așa se deschide și articolele și clipurile video prin NewsBot. Sau am mai făcut un script, în Python. L-am făcut între ghilimele, l-a făcut AI-ul, că nu știu eu programare în Python. L-am făcut cu ajutorul AI-ului, eu i-am spus ce să facă, de ce am nevoie, eu l-am testat și așa mai departe. Și acest mic programel arată cam așa. În NewsBot este mai simplu pentru că lucrez mai mult cu săgețile. Stânga, dreapta, Enter, cu scurtături, da? Pe când în micul program făcut de mine împreună cu AI sau de AI, cum vreți voi, lucrez mai mult cu cifre. De exemplu, dacă vreau să văd primul feed, trebuie să apăs pe cifra 3 și dau Enter, după care mi-apar toate ultimele clipuri, ultimele 15 clipuri. După care iar apăs pe 1, Enter, și ajuns să mai deschide browserul, numai la text se deschide browserul. Un text, să vedem, la 26 avem text și o grămadă. Partea nasoală, se vede, nu-i nicio parte, am uitat de acest lucru cu mouse-ul sau de pe tastatură, nici de pe tastatură nu merge. Deci cu mouse-ul merge să derulați lista și apăs pe 1 să văd. Enter și s-a deschis în browser. Și 0 pentru a reveni. Deci aceste două programe le pot folosi pentru a urmări un feed de la un site sau de la un clip video. Și nu știu pe care să-l folosesc. NewsBot, program făcut de echipa sau din singur om din spatele NewsBot, nu știu cine
l-a făcut. Sau scriptul făcut de AI cu ajutorul meu sau făcut de mine cu ajutorul AI, cum vreți voi să o luați. Bun. Vreau să-mi lăsați în comentarii care credeți că este mai util, NewsBot sau programul făcut de AI. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul acestui clip video.